Informație de ultimă oră, doamnelor și domnilor, ședință de lucru cu prim-ministrul României și membrii ai guvernului. La ședință vor mai participa totodată Lucian Bode, Nicolae Ciucă, dar ne spune mai multe detalii despre acest subiect colega mea, Gabi Mihai, din nou în legătură directă alături de noi. Bun găsit, Gabi! Am găsit la ora 16, președintele României, Klaus Iohannis, i-a convocat la Palatul Cotroceni pe premierul României, Florin Cățu, pe vicepremierul Dan Barna, ministrul afacerilor interne, Lucian Bode, ministrul apărării naționale, ministrul sănătății, șeful departamentului pentru situații de urgență, dar și șeful INSP. Vorbim despre o ședință în care se discută despre măsurile de relaxare, măsuri de relaxare ce urmează să fie luate în următoarea perioadă. Știm de altfel că a anunțat premierul Florin Cîțu că de la 1 iunie vor fi mai multe măsuri de relaxare în țara noastră. Pe de altă parte, am văzut că acum și capitala a intrat în scenariul verde. Acest lucru presupune că vorbim despre măsuri de relaxare ce urmează să fie luate în continuare și în capitală, dar și la nivel național, așa cum spuneam. Trebuie pregătite foarte mult aceste măsuri de relaxare, astfel încât ele să nu pună în pericol sănătatea oamenilor, având în vedere faptul că vorbim acum și despre o intensificare a campaniei de vaccinare. Iată că autoritățile fac tot posibilul să meargă cât mai mult spre acea țintă de 5 milioane de români vaccinați până la 1 iunie. Cum spuneam, la ora 16 va avea loc această ședință de lucru. Vom vedea dacă vor fi prezentate și concluziile ulterior.